But what Bible, sir? I don't have a Bible press. Las că ai să spui tu și ce ai mâncat când erai. I said, oh, don't worry, you'll tell us what you ate as a child even. M-au pus în mașină și m-au dus la poliție. They put me in the car and they took me to the police station. Acolo au început torturile. And that's where all the tortures began. Au fost 5 luni de tortură. For 5 months they tortured me. Eu vă spun numai câteva din ele. But I'll only tell you a few of them. Dacă o să aflați mai mult, o să citiți în carte. And if you want to know more, it's in the book. Prima dată m-au pus să dau declarații. At first they asked me to confess. Să spun de unde am primit Biblia. Tell them where I had the Bibles from. Unde am Biblia. Where I have them at. Unde l-am trecut la ruși. How I took them into Russia. Cine m-a ajutat să le. And who helped me take them. În urechea mea suna aceeași voce. But in my ear there was still that same voice. Dumitru, să nu spui. Dumitru, don't tell. Dumitru, te izbăvesc. Dumitru, I will save you. Dumitru, eu sunt cu tine. Dumitru, I am with you. Fraților, și dacă eu spuneam, brothers, if I would have told, eu n-am carat Biblia, you know, I didn't take the Bibles in by myself. M-au ajutat sute de frați. Hundreds of brothers helped me all the time. Și dacă eu îi spuneam, rămânea familie muritoare de foame. And if I would have told, their families would have been left starving. Și am zis că mai bine să mor eu. And I thought, you know, better that I die. Dar să n-arăt pe nimeni. But I won't tell anyone. Și lucrarea lui Dumnezeu va merge. And the work of God will continue. O văzut că nu spun nimica. They saw I wasn't saying anything. O dus într-o cameră foarte întunecată. They took me into a very dark room. Așa întuneric era că nu puteam să găsesc pereți. It was so dark, I couldn't see the walls. Aici stai, zice, până ai să spui. They said, you'll be in here until you confess. O închis ușa și-o plecat. They locked the door and the police left. Deodată aud că trage cineva un ogor. And then I began to hear somebody open a door. Zic, orice capcană au. I thought to myself, what sort of traps could they have in here? Mi-era frică să calc, zic, să nu calc într-o capcană. I was afraid to step now, maybe I'd, you know, fall into something. Dar deodată aud un țipit de șobolan. But all of a sudden I hear a squeak, like a rat squeak. Zic, ce animale au ăștia aici? And I thought to myself, could they have any animals in here? Că urcă pe mine. And then I felt them crawl up my leg. Când am pus mâna, when I touched one, era un șobolan așa de mare. It was a rat about this big. Dar dam unul, doi jos. I'd take one or two off. Poate urca 10 odată. Maybe 10 would crawl back on. Așa de tare m-am speriat. I'm so terrified that I yelled as loud as I could. Doamne, nu m-a lăsat. God, don't let me down. Când am strigat așa, s-a aprins o lumină puternică. When I said this, an intense light appeared. De lumină am auzit o voce. And out of the light, I heard a voice. Dumitru, nu te teme. Dumitru, don't be afraid. Eu sunt cu tine. I am with you. Uite-te la mine. Look at me. Când am ridicat capul să mă uit. When I raised my head to look. Așa puternic a fost lumina. The light was so intense. Că m-a trântit cu fața de pământ. That it threw me on the ground. Zice, ți-am spus să te uiți. He said, I told you to look at me. Da, cine ești tu? I said, who are you? Zice, eu sunt îngerul Gabriel. I am the angel Gabriel. Sunt mesagerul cerului. The messenger of heaven. M-ai chemat, am venit în ajutorul tău. I have come to help you. Uite-te la mine. Look at me. De data asta am putut să-l văd, frate. This time I was able to see him. Era în lumină un bărbat îmbrăcat într-o haină strălucitoare. Within the light there was a man dressed in shining clothes. Avea un brâu mare la mine. He had a thick belt over his waist. Pe cap avea un coif. And he said he had a helmet. Și în mâna dreaptă avea o sabie. In his right hand he had a sword. Din sabie ieșea flăcări de foc. And the sword kept spewing fire. Dumitru, nu te teme. And he said, Dumitru, don't be afraid. Vei trece prin mari torturi. You will go through many trials. Dar eu voi fi lângă tine. But I will be with you. Am să te scot din mâna lor. I'll take you out of their hands. Și am să te duc în America. And I'll take you into America. Ia uite-te tu în jos. Look down, he said. Când m-am uitat în jos, fraților. When I looked down, brothers. Camera era plină de șobolani. The whole room was full of dead rats. Ei aveau crescătorii de șobolani la subsol. They used to raise the rats underneath the room. Și când omul nu spunea ce vrea. When someone wouldn't confess. Dădea drumul la șobolani. They'd let the rats out. Și de frică trebuie să spui ce și ce nu știi. And out of fear you tell things that you didn't even know. Dar în ajutorul meu a venit îngerul lui Dumnezeu. But the angel of God came to my aid. După ce a plecat îngerul, the angel disappeared. Eu mai tare m-am speriat. I got even more scared. Doamne, m-a dat să mă mănânce șobolani. Dear Lord, they intended these rats to eat me. A venit un polițar, a deschis ușa. A policeman came and he opened the door. Băi, tu mai trăiești? Hey, still alive in there. Zic, da, m-ați dat să mă mănânce șobolani. I said, yeah, did you try to have me dinner for the rats? Atunci a aprins lumina. Then he turned on the light. Când a văzut șobolanii morți. And when he saw all the rats dead. S-a repezit la mine, nu știu cu ce m-a lovit. He came and he hit me over the head. Că eu am căzut jos. I fell down. Mi-au omorât copiii, te omor și eu. He said, you killed my children, now I'm going to kill you. M-a tras de picioare afară. He pulled me out by the feet. M-a scos pantofii din picioare. Took my shoes off. M-a dus într-o celulă foarte îngustă. And took me into a very tight cell. Mergea un râu de apă rece. A cold river of water went underneath. Avea deasupra grate de fer. And over it they had iron bars.
De sus picura apă drept în vârful capului. And cold water dripped on my head from the ceiling. Avea cui ascuțit. And so that I couldn't lean the wall and had sharp spikes. Până ai să spui. You'll be here until you confess, cât he said. Stat, nu știu, fraților. I don't know how long I was in there picioarele for. Picioarele mi s-au umflat. But my legs were all swollen. Capul nu-l mai simțeam. I couldn't move my head anymore. A venit un polițar, a deschis ușa. And a policeman came and opened the door. Eu am căzut jos. I just fell. Ei m-au tras afară de acolo. They pulled me out. Și cu picioarele tale. I said, what's wrong with your feet? Ți-e frig la picioare. How you must be cold. Las că te încălzim noi. It's okay, we'll heat you up. M-au dus în altă cameră. They pulled me into another room. M-au legat de la mijloc. They tied me by the waist. M-au tras sus. They pulled me up. Cu baston de cauciuc m-au bătut la tel. And with rubber hoses, they beat my feet. M-au lăsat să revin. They'd let me get better. M-au dat cu apă. Throw water on me. M-au pune să dau iară declarație. And again, asked me to confess. Băga mâna în ușă. They'd stick my hand in the door. M-a spărgea cu acu sub tunghi. And poke me with pins under my fingernails. M-a punea cu fața în jos. Or they'd lay me face flat. Punea o scândură pe mine. Put a board over me. 5-6 bălițari băteau cu pare în scândură. And 5 or 6 policemen beat on the board with bats. Până spărgea sânge pe nas și pe gură. Until blood would gush out my nose and my mouth. Pe urmă iară m-au dat cu apă. Again they throw water on me. Și mă punea să dau declarație. And ask me to confess. O durat 5 luni de zile, fraților. As I said, it lasted for 5 months. După 5 luni de zile, after 5 months, au văzut că n-am spus nimica. They saw I hadn't said anything. M-au dus într-o altă cameră. They took me into a room. Acolo era un scaun deosebit. There they had an unusual chair. Băi, Dumitru, tu vezi scaunul ăsta? Well, Dumitru, do you see this chair? Da, îl văd. Yes, I do. L-am adus din Germania pentru tine. Well, we brought this from Germany especially for you. Spune, băi, că acolo mori. Tell us, or you will die on it. Chiar dacă mor, n-am ce să spun. Well, even if I die, I have nothing to tell you, sir. M-au luat și m-au legat de scaun. Well, they tied me on the chair. Cu mâinile la spate de scaun. Tied my hands on it. M-au legat de picioare roate. Tied my feet around it. Mi-au pus un aparat sub tălpi. They placed something under my feet. Mi-au legat un aparat în dreptul inimii. Tied something over my heart. În cap mi-au pus un aparat și într-o ureche și în alta. They stuck a bowl on my head and plugged 2 things in my ears. Acum gândește-te bine ce ai făcut că mori. And they said, I think what you did, you're about to die. Când o băgat în priză, fraților. When they turned it on. Am simțit un șoc așa puternic. I felt such an intense shock. N-am mai simțit limba în gură. I couldn't feel my tongue in my mouth anymore. Ochii n-am mai văzut deloc. I couldn't see with my eyes anymore at all. Când credeam că gata să mor. When I thought I'm gonna die. Iar am văzut aceeași lumină. Once again the same light appeared. Era același bărbat. It was the same man. Dumitru, nu te teme. Dumitru, don't be afraid. Dumitru, tu nu vei muri. Dumitru, you will not die. Strâng sângele lui Isus. Plead the blood of Jesus. Am început să strâng sângele lui Isus, sângele lui. I began to say the blood of Jesus, the blood of Jesus. I don't know how long I'd said it for. Ce a făcut cu mine, nu știu. I don't know what he did with me. Când m-am trezit, eram jos. But when I woke up laying down. Eram plin de sânge. My face was full of blood. M-au dat cu apă și-mi dădea cu pal. They were throwing water and slapping me around. Băi, tu știi că acum tu ai spus tot? Well, now you've told us everything. Aparatele noastre au înregistrat gândul tău. Our equipment recorded everything you said. Ia să te ascult. Listen to yourself. Când au dat drumul la aparate. And when you turn their equipment. Ne-am auzit vocea mea. I did hear my voice. Blood of Jesus, blood of Jesus. Nu eu am fost puternic, fraților. I was not strong, brothers. Sângele lui Hristos a biruit. It was the blood of Jesus.